La Orhei, Moș Crăciun vine vara și îl cheamă Felix. El aduce în fiecare an din Germania ochelari, aparate auditive, cărucioare pentru oamenii nevoiași din Moldova. Felix este un medic chirurg. El a lucrat în spitalul raional Orhei peste 4 decenii. La începutul anilor 90 a plecat în Germania, dar în fiecare an se întoarce la vatra natală și niciodată nu vine cu mâna goală. Uneori venea cu tiruri pline de ajutoare materiale. Последнее время мы каждый раз мой приезд, который вот я осуществляю сюда, я привожу, можно сказать, небольшие партии для помощи, очки, там, слуховые аппараты, кое-что еще. И вот очередной раз мы, уже я месяц здесь работаю с ветеранами, инвалидами. И вот на сегодняшний день мы приехали в село Чкалтены и тоже здесь собралось очень много людей, более 80 человек, мы раздали очки. Medicul spune că dacă ar fi adus o mașină întreagă de ochelari, ar fi avut cui să-i repartizeze, deoarece oamenii nu au posibilitatea să-i cumpere. Noi suntem în vârstă, vederea a scăzut, bani nu ne ajung din pensie și ne-a ajutat tare bine, tare mult, îi mulțumim. Suntem bucuroși că a venit ajutorul acesta. Mulțumim frumos și la domnii care au organizat și la toată lumea care are grijă de noi. Felix Lichtgold s-a împlinit în martie curent 80 de ani. El a fost șeful secției chirurgie în Spitalul Raional din Orhei. Acum este stabilit cu traiul în orașul german Stuttgart.